Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit! Ora adevărului, dezbatere electorală. În această seară discutăm despre evenimentele politice de la începutul acestei săptămâni, evident, despre transferurile dintre partide, despre posibilitatea absenteismului la vot, dar și despre prezența premierului și a unui număr însemnat de miniștri în Gorj la finalul acestei săptămâni, evident în campanie electorală. Invitații mei din această seară, domnul Marius Borcan, membru în biroul ALDE Gorj și consilier județean. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și bună seara tuturor cei care ne urmăresc la această oră. Și doamna Maria Dumitrașcu, vicepreședinte al PSD Gorj, director al Salubris Gilor. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor! Intrăm așa direct în subiectele zilei. Am văzut pe Facebook și chiar la dumneavoastră la PSD niște fotografii din campanie de la Drăguțești în care, spre surprinderea mea și nu doar a mea, cred că și a locuitorilor, l-am văzut pe primarul ALDE, cel puțin așa a fost ales dânsul, primarul ALDE de la Drăguțești, domnul Popescu. Ce părere aveți, domnul Borcan? Mai este primarul dumneavoastră? Până la urmă, ALDE are doar doi primari, pe cel de la Drăguțești și pe cel de la Roghinari. E normal că acum, în perioada campaniei, un astfel de deal să facă un astfel de joc politic? Chiar dacă este chiar că este normal, din punctul meu de vedere, Popescu Ion de la Drăguțești, din momentul în care a ieșit în conferință de presă cu Partidul Social Democrat, din acel moment eu cred că nu mai este primarul ALDE. Faptul că astăzi este în campanie cu PSD, cu colegii noștri de coaliție, asta este și a ales acest drum și acum e cu cărțile pe față că face politica PSD. Dacă dumnealui așa crede și așa este bine, probabil la un moment dat eu l-am și înțeles pentru faptul că avea destule probleme, tensiuni în Consiliul Local. Nu putea să mai creeze o majoritate, nu mai găsea, n-avea cu cine să o facă, când o făcea cu PNL-ul, când cu PSD-ul și probabil asta a fost una din cauze care a dus la această... Acum ce se va întâmpla vom vedea. El și-a ales acest drum și este clar că din momentul de față a cochetat cu PSD și va rămâne în PSD. Noi ne-am luat măsuri, avem și noi omul nostru la Drăguțești, mergem înainte, nu stăm domnul pe loc. Domnul Vasile Moșoiu, fost primar, ca și doamna Dumitrașcu, fost primar. Oameni cu notorietate, oameni care cunosc foarte bine zona, oameni care au făcut multe pentru aceste localități și noi probabil vom scoate un rezultat destul de bun și e foarte bine că avem organizație destul de bună acolo. Repet, eu nu am să aduc acuze lui Popescu Ion că a plecat de la ALDE. Asta este, așa a considerat domnia sa. Suntem în campanie electorală și noi ne facem treaba, fiecare este cu treaba lui. O să fie zilele localității acum la final de săptămână? O să vină probabil ALDE în campanie sau o să fiți prezenți acolo? Evident! Vă ocoliți? Noi ne facem treaba noastră, PSD-ul își face treaba. Suntem... repet, în coaliție, fiecare este cu valoarea lui. Pe noi nu ne interesează problema PSD-ului, ce face PSD-ul, cum cred că și PSD-ul interesează. Noi, fiecare este interesat să scoată un rezultat cât mai bun și eu cred că îl vom obține. Ne vom obține targetul pe care l-am propus, pentru că și dumneavoastră un target și noi avem un target. Și mi-aș dori să scoatem rezultate foarte bune și cred că se va întâmpla acest lucru. Doamna Dumitrașcu, chiar vreau să vă întreb. Și că guvernăm împreună cu ALDE la nivel de țară și a fost o guvernare bună, lucrurile se văd, s-au mișcat destul de bine lucrurile în administrație, în sănătate, pentru pensionari, în mare parte cam pentru toate palierele s-a făcut câte ceva. Și dacă ne-am înțeles bine acolo, putem acum să trecem și peste acest episod, dacă primarul dumnealor vrea să vină către PSD, pentru că eu consider că vom fi împreună mereu și pe viitor și lucrurile vor fi la fel de bune. Deci nu trebuie să ne supărăm, pentru că și de la noi au trecut către dumnealor, cel puțin de unul știu sigur. De cel de la Tălești. Și atunci probabil este un schimb, dar pentru asta noi ar trebui să luăm mai mult, că schimbul este prea mic în comparație cu ce au luat dumnealor de la PSD.
Și probabil că mai urmează. Mai sunt și alți primari care vin spre PSD. Chiar dacă nu de la ALDE, din partea dreaptă. De ce PSD are această atracție la primari? Adică, totuși, vorbim de un partid care este în coaliție cu PSD. Nu neapărat doar de ALDE, dar sunt și de la PNL și de la alte partide politice. Am văzut. Cred că aici există vis-a-vis de ALDE și respect și eleganță, așa cum a dat și domnul Borcan dovadă că a acceptat această idee, cum și noi am acceptat la fel altă idee. Rămânem în continuare parteneri loiali unii față de alții, dar spre deosebire de alții care vin spre noi, să zicem că fiind la putere, au nevoie totuși de cei care sunt la putere. Dintotdeauna s-a demonstrat acest lucru, nu numai acum, și altădată la fel s-a procedat, cu atât mai mult că în momentul de față, să fim sinceri așa, sunt foarte multe investiții în comune, primarii au nevoie totuși de cineva care trebuie să-i ajute. Au găsit la nivel județean înțelegerea necesară la președintele Consiliului Județean, domnul Cornin Popescu, care știu eu foarte bine și cred că gestionează foarte bine lucrurile și din partea dreaptă, pentru că a făcut cândva parte de acolo și vine cu niște principii bune, cu oameni care au ținut foarte mult la dumnealor. Acum, nu este un secret, eu, făcând serviciile de salubrizare în foarte multe localități, adică în 20 de localități ale județului Gorj, sigur că mă întâlnesc mereu cu primari, cu primarii care sunt de la altă structură politică, în afară de PSD, și bineînțeles că am discutat și pe formula faptului că am fost colegi cândva și acum facem totuși politică și unii și alții. Și eu știu foarte bine, deci un primar, n-am să-i dau numele pentru că nu am acordul dumnealui, dar un primar bun și o comună foarte mare, a spus că îl va însoți pe Cosmin Popescu până în pânzele albe, indiferent unde va fi și cum va fi. Deci avea așa o stimă și un respect deosebit pentru președintele Consiliului Județean, spunând că altă dată când dumnealui a fost deputat, l-a ajutat foarte mult, lucru pe care îl face și în momentul de față. Iar acest primar probabil nu a uitat sprijinul și... Și ca dumnealui mai sunt și alții. Și deci asta v-am zis, să nu ne mire acest lucru, că foarte mulți primari din partea dreaptă vin spre... Migrează spre stânga. Da. Bine, de la PNL-ul probabil vă așteptați la mai mult. De la PNL și este o situație chiar la Bumbești. Am zis, am luat și dacă, nu știu dacă mai avem ce lua de la dumneavoastră. O mică completare ceea ce spunea doamna primar, pe care eu o respect foarte mult și suntem vecini acolo de zonă, eu sunt de la Bustuchin și dumneai de la Berlești. Coaliția de guvernare a făcut foarte mult lucru și nu trebuie să trecem peste, pe lângă faptul că vedeți și dumneavoastră nivelul de salarizare în sistemul bugetar a crescut salariul pe economie, deci cred că în fiecare sector de activitate s-a simțit o îmbunătățire. Este un lucru extrem de important și nu trebuie neglijat, pentru că știți foarte bine, repet, până a venit la guvernare PSD-ALDE, lucrurile au stat altfel în ceea ce privește nivelul de salarizare în toate domeniile de activitate, să zic așa. Astăzi oamenii se bucură, uitați-vă, în sistemul sanitar. Eu cred că n-are voie să mai plece astăzi un medic din România, din punctul meu de vedere. Și nici din învățământ. Din învățământ. Din administrație. Din administrație. Deci, sectoare de activitate care sunt foarte bine plătite. Și, bineînțeles, că este normal să fii și slugarnicul cetățeanului, ținând cont de faptul că ești foarte bine plătit și atunci trebuie să te bucuri foarte bine de actul medical, să te bucuri foarte bine cum ești primit într-o primărie, să te bucuri de profesorul care te învață carte și te duce pe drumul cel bun și tot așa. Deci am făcut lucruri bune împreună și vom face lucruri bune din punctul meu de vedere, cred că și pe o de zile vom guverna împreună. Dar de asta și primarul dumneavoastră de la PNL, de acolo de la Bombei Jiu, este atras de PSD și ar vrea să se bucure de toate aceste proiecte care le-a făcut PSD-ul. N-am care e motivația? N-am să vorbesc foarte mult despre domnul primar. Și n-am să înțeleg situația. L-am văzut și eu într-o conferință de presă a PSD-ului, dar urmăream o declarație că rămâne totuși liberal. Dar în sfârșit, până la urmă, este jocul domniei sale, ce vrea să facă este problema dumnealui, dar e bine să te hotărăști odată cu cine mergi. Ori ești, pentru că oamenii probabil sunt puțin bulversați.
ori cu stânga, ori cu dreapta, că până la urmă, da. Asta este, asta este. Nu știu, probabil dumneavoastră știe mai bine ce are de făcut. Formațiune politice, unde vrea să adere, unde este înrolată, să știu mai bine, nu cunosc situația și n-am să o comentez foarte mult. Cu toate acestea, în ciuda acestor mici schimburi, am avut până acum o campanie destul de liniștită, cu foarte, foarte mici incidente. Asta pentru că nu există un apetit pentru aceste alegeri, nu există un interes al electoratului, nu există o miză politică. Eu cred că PSD-ul are o miză politică, ca și ALDE, de altfel. Eu cred că toate partidele au o miză politică, pentru că votul pentru europarlamentare este foarte interesant. Noi trebuie să trimitem în Parlamentul European oameni care să reprezinte România și să lucreze, să se bată pentru România, pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct în această strategie europeană. Și numai prin vot și prin reprezentanții noștri acolo care reprezintă România putem îndeplini aceste lucruri. Și m-aș referi așa la cele mai importante lucruri. În primul rând, noi trebuie să fim parteneri egali cu cei din Uniunea Europeană și să fim tratați în mod egal, pentru că nu mi se pare corect, astăzi citeam mai devreme că o să intre în Parlament o lege cu privire la standarde duble. Cei care își permit din Uniunea Europeană să introducă în partea de est a Europei produse care nu respectă cerințele legale, sigur vor avea de suferit. Și mie mi se pare un lucru foarte bun, pentru că este vorba de viața umană, de calitatea umană, care reprezintă un interes deosebit pentru oricine. În al doilea rând, în Uniunea Europeană sunt mult mai multe lucruri. Vorbim de agricultură. Subvențiile noastre pe agricultură nu sunt egale cu cele din Uniunea Europeană. M-aș întreba de ce. Dar cei care ajung acolo, sigur că pot să facă și să întrebe de ce și să-și îndeplinească acest lucru încât ca noi să fim egal cu cei din Uniunea Europeană. Și lucruri sunt mult mai multe. În acest fel, poate datorită dumneavoastră, pentru că am spus dintotdeauna, mass media este sunt cei care îndeamnă oamenii să iese la vot și le spun de ce este așa de important. Este important, în primul rând, pentru viitorul României. Indiferent de situație, indiferent de cum va fi vremea în ziua respectivă, fiecare trebuie să-și găsească timpul necesar și să vină să voteze pentru cine crede el. Noi spunem că suntem cei mai buni, cum spunea domnul Borcan mai devreme. Am demonstrat din 2016 cu toate hopurile prin care am trecut, cu toate problemele care ni s-au pus în față și le știți foarte bine. Dacă am schimbat miniștrii, nu ni s-au pus miniștrii, dar am mers cu lucrurile așa, am luat muntele în față și totuși nu am renunțat. Am trecut prin ele și am făcut ca lucrurile să se miște în România. Este o rotiță care se învârte și ar fi păcat să se oprească. Sigur că toate aceste lucruri le facem numai dacă oamenii ne înțeleg că trebuie să vină la vot și că votul nostru este important pentru Europa. Domnul Borcan, am văzut activitate destul de intensă la ALDE, un partid care nu este nici un secret, să o spunem. A stat puțin într-o adormire până recent, până s-au schimbat lucrurile la ALDE, în sensul schimbării echipei de la vârful organizației. Ce ne așteaptă? Ce ne pregătiți? Am văzut mișcări în localități, am văzut întâlniri cu electoratul. Ce vrea să facă ALDE? Care este targetul partidului pentru aceste alegeri? Ce să vă spun? ALDE este pe un trend bun. Dacă ne întoarcem în urmă cu vreo 3 ani de zile, noi am reușit la alegerile locale să scoatem un rezultat de peste 8%, 8 și ceva. Astăzi, dacă analizăm foarte bine și ne uităm, ALDE a crescut foarte mult, nu numai la nivelul județului Gorj, la nivel național. În schimb, ce vreau să vă spun, odată cu venirea președintelui Iordache, evident, lucrurile s-au schimbat și, din punct de vedere, cred că s-au schimbat în bine pentru faptul că am și crescut. Noi ne-am propus un target undeva la 20% la nivelul județului Gorj. Să zic așa,
E totuși un procent măricel, dar e un procent pe care poate îl vom acest pe care 100%. Pe care îl vom, nu, eu cred că vom obține procentul pe care l-am propus de 20%. Stăm destul de bine, avem organizații în toate localitățile, organizații întărite, bine puse la punct. Sunt oameni cu experiență. Astăzi nu mai este o problemă migrația politică. Cred că numai la mine, numai în mintea mea mai e acest lucru, pentru faptul că, știți foarte bine, eu mă regăsesc în același sediu de partid de ani ați și ani rămas, de zile. Am rămas acolo. Astăzi nu se mai respectă acest lucru. Se pleacă de la un partid la altul. Asta este. Și pot să vă spun că vedeți și dumneavoastră, nu numai către colegii noștri de coaliție, și către noi a venit foarte mulți oameni cu experiență, oameni cu notorietate și oameni care pot să aducă rezultate bune la partid. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem încrezători că vom obține ceea ce ne-am propus. O mulțime, să zic așa, de miniștri s-au perindat prin Gorj în ultima perioadă și în precampanie și acum în campanie. Avem o vizită destul de importantă sâmbătă, vine doamna premier. Eu chiar la un moment dat am crezut că o colește Gorjul, pentru că a fost recent în Valea Jiului, la Lupeni, în partea aceea, Vulcan, așa. Și chiar m-am gândit, probabil spre București, a trecut prin Târgu Jiu, dar nu s-a băgat pe aici. Părea așa, cumva ciudat. Acum când am auzit, în schimb, că vine doamna și chiar mai vin și alți miniștri, lucrurile s-au calmat. Cât credeți că va conta pentru electorat prezența doamnei Dăncilă? Printre cei întâlnirea care va avea loc la Casa Danielescu, din câte am înțeles, sâmbătă, apoi va fi o întâlnire cu electoratul la Novaci. Da, cu tot stafful electoral. Cât va conta? Adică omul simte, știe, e doamna premier, trebuie să votăm PSD, nu știu ce simte lumea. Eu cred că da, sigur că da, și este așteptată cu plăcere în județul Gorj și vizita oricărui ministru este benefică pentru județul Gorj. Am înțeles că vine și domnul Teodorovici și ministrul apelor și pădurilor. Au mai fost și alți ministri în județul Gorj. Asta înseamnă că există un interes din partea celor care conduc desfilele Gorjului și s-au străduit să-i aducă la fața locului, să vadă cu ce probleme ne confruntăm în județul Gorj. Știți că dintotdeauna una este să spui cuiva ceva și alta este să-l aduci, să-i demonstrezi că de fapt tu ai nevoie să faci lucrul ăsta. Și a existat o preocupare intensă, ați văzut-o și dumneavoastră, va trece și ziua asta de sâmbătă, probabil și în urma vizitei pe care o va face doamna ministru și ceilalți miniștri, sigur, este vorba și de campania electorală, să fim cinstiți cu noi, adică normal, este un interes până la urmă și acest lucru. Ar fi chiar greșit să nu vină, cum vă și spuneam. Bine că îl face, sigur că da. Asta întărește organizația, convingerea cetățenii județului Gorj că acolo sus cineva îi pasă de noi și cred că va fi primită cu mult drag și cu plăcere în județul Gorj. Și va conta pentru electorat. În schimb, la ALDE au venit secretari de stat. Astăzi am văzut o prezență la rovinarea domnului secretar de stat pe Ministerul Energiei, care este ALDE. Este ALDE mai interesat? Încearcă să meargă pe ideea asta de energie? Vrea să arate că pasă de mineri, de energeticeni? Evident că doamna Dumitrașcu sublinia că o să vină mai mulți miniștri. La dumnealor, până la urmă, este o armată de miniștri față de ceea ce are, față de ceea ce are ALDE astăzi. Dar să nu uităm, pentru că și atunci când au fost probleme, ministrul energiei a fost prezent la Gorj, nu de puține ori secretarii de stat, secretarul de stat, cel puțin cel de la Pitești, a fost de câteva ori, iată că aceste lucruri s-au repetat și ne-a interesat foarte mult problemele complexului energetic, acolo unde să știți că ministerul s-a implicat în a rezolva, după cum am văzut cu toții, și evident că vrem să conducem acel minister cât mai bine. Pe de partea cealaltă, vin în Gorj, e campanie electorală, este normal să vină, cu atât mai mult cu cât vizitele de la centru sunt mai dese
și, să zic așa, mai mulți miniștri ridică totuși și scoate electoratul pentru că fiecare este interesat. Dar dacă ne uităm foarte bine, atât PSD-ul cât și ALDE, să știți că a trimis în Parlamentul European oameni destul de buni, oameni cu experiență, oameni bine pregătiți și cred că, din punctul meu de vedere, electoratul are viziune și știe ce are de votat. Este normal, suntem în campanie cu toții și toți ne dorim să iese cât mai bine. O vizită a ministrului Sănătății sâmbătă privește și spitalul de la Bumbești-Jiu. Dumneavoastră sunteți din zonă, este un spital fără probleme. Mă bucur, este un spital fără probleme, este un spital care, așa cum am mai spus-o, asigură actul medical partea de pe sub munte, zona de sub munte. Dar mă bucură mai mult că acest spital arată bine astăzi și că sunt și unul din acei consilieri locali care a pus piciorul în plagă la acea vreme și n-a lăsat spitalul să ajungă pe mâna unor indivizi așa cum și-au dorit-o unii. Am luat aurul de coarne, ne-am deplasat acolo unde trebuia și am reușit. Iată că, din fericire, la acea vreme, acel spital a fost redeschis și astăzi este un spital care asigură și care se ocupă de sănătatea multor oameni, nu numai zona de sub munte, să zic așa, poate și din alte zone. E un spital frumos, un spital ocolit care merge de scandaluri. De bine, ocolit de scandaluri și cu atât mai mult dacă doamna ministru sosește și la Bumbejiu, este binevenită să-și facă o impresie despre ceea ce găsește. Eu aș fi preferat să meargă la Cărbunești, că tot lucrați acolo în zonă și sunt convinsă că oamenii din Berlești la Cărbunești se duc, nu acolo sunt cumva arondați. E spitalul aflat în apropiere. Pentru că spitalul a fost implicat recent într-un scandal mediatic, să zic așa, pentru că aparținătorii unui pacient de 91 de ani s-au adresat instituțiilor statului, spunând că pacienții de la spitalul Cărbunești, care și el arată foarte bine, are medici de specialitate, sunt trimiși să cumpere medicamente cu plasa de la farmacia de vis-a-vis, pentru că spitalul nu are dotări la acest capitol. Cum vedeți acest lucru? E normal să te duci la spital și să pleci să cumperi medicamente? Este șocant pentru mine, pentru cele întâmplate la spitalul Cărbunește, care am auzit lucruri bune. Asta vreau să vă spun și eu, că de spitalul Târgu Cărbunești chiar știu lucruri foarte bune și foarte frumoase și un personal bine intenționat, un manager care s-a ocupat dintotdeauna și știți și dumneavoastră cum arată spitalul Târgu Cărbunești. Dacă a fost acest aspect, probabil a fost o întâmplare, dar asta nu înseamnă că lucrurile se generalizează. Spun asta pentru că s-a transmis o reclamație și la adresa Ministerului Sănătății. Cred că se vor remedia. Presupunem că a fost doar o întâmplare, deci nu cred că este zi de zi se practică acest lucru. Sunteți mulțumită de sistemul sanitar din Gorj, de investițiile care se fac? Spitalul Județean se laudă cu investiții, dar și cu niște schimbări. Făceam o analiză a faptului că atunci când doamna ministru a fost la Târgu Jiu, a tras niște semnale de alarmă cu privire la unele lucruri care, mă rog, au trebuit pe undeva puse la punct. Și mă tot gândeam, poate am fost foarte mult supărați atunci, mai ales PSD, pentru faptul că a spus lucrurilor pe nume. Dar ulterior m-am dat seama că lucrurile nu se pot îndrepta și nu se pot construi decât într-o formă reală. Adică dacă totuși PSD ALDE a făcut atât de mult pentru sistemul sanitar, nu trebuie să ocolești lucrurile care sunt mai puțin bune, să nu le scoți la suprafață, să le îndrepti, pentru ca pe viitor să fie și mai bine. Și să știți că până la urmă am apreciat, cu toate că mi-a părut foarte rău atunci de domnul Weber și de domnul Cornin Popescu, pentru că știam foarte bine și ce au făcut dumnealor la nivel de județ pentru spitalul județean și normal că poate nu le-a fost așa prea bine, dar până la urmă totuși lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Știu că doamna ministru a fost și la Horezu, mi se pare că undeva ieri. Ieri sau alaltă, în sfârșit, trebuia să vină și la Târgu Cărbunești, dar a trebuit să se întoarcă la București pentru că a fost, știu eu, probabil chemată
ca să fie prezentă acolo. Am apreciat dintotdeauna activitatea doamnei ministru și felul că se implică și face vizită spitalelor așa, fără să spună cuiva pe nepusă masă, cum se spune. Asta e un lucru foarte bun pentru doamna Pintea. Asta implică niște lucruri foarte bune și eu cred că va reuși totuși să pună, poate, nu neapărat imediat, pentru că noi așa suntem. Vrem astăzi să se întâmple totul. Nu se poate construi peste noapte, atât că cei care au fost înaintea noastră, știți foarte bine, au închis spitale. Noi ne-am străduit să le redeschidem, cum spunea și domnul Borcan mai devreme. Și totuși ați văzut că vin acum și ne judecă. Că dacă n-am făcut una, am făcut cealaltă. Eu zic că am făcut lucruri bune pentru sistemul de sănătate în România și sper ca în continuare să facem lucruri și mai bune. O să facem o scurtă pauză de publicitate și apoi vom reveni cu schimbările de la Spitalul Județean. Vom vedea ce spun invitații mei din această seară legat de schimbările care s-au făcut astăzi în echipa de conducere a unității medicale. Revenim! Am revenit, doamnelor și domnilor, invitații mei din această seară, domnul Marius Borcan de la ALDE, consilier județean și membru în biroul politic al ALDE Gorj, și doamna Maria Dumitrașcu, vicepreședinte al PSD Gorj și director al Salubris Gilord. Am rămas cu discuția înainte de pauză legată de sistemul medical, de prezența doamnei ministru Pintea în Gorj la finalul acestei săptămâni și, evident, a schimbărilor care s-au făcut urmare a vizitei sale trecute de la Gorj. Am avut colegi de presă care s-au manifestat în spațiul public spunând că doamna n-a mai vrut să vină ca să facă să nu ia măsurile care se impun la Spitalul Județean. Ce ziceți, domnul Borcan? Astăzi s-a schimbat directorul medical de la spital, o avem pe doamna Huzu de la urgențe, de la UPU. În fine, schimbările s-au oprit undeva aici. Este suficient pentru a-i da dreptate ministrului că sunt probleme la Spitalul Județean? Sincer, în urma controlului efectuat de doamna ministru și echipa dumnei, probabil cunoaște mult mai bine situația decât mine și măsurile pe care le-a luat probabil sunt, să zic, suficiente la nivel de conducere. O să urmeze un raport de probabil control, urmează, înțeles. Probabil, din câte știu eu, dumnei o să vină cu un material. Nu știm sigur ce se va întâmpla atunci, dar vreau să vă spun că din câte am urmărit, din câte o cunosc pe doamna ministru, este un ministru bun și cred că în urma raportului va fi o decizie corectă pe care o va lua. Faptul că doamna ministru, vedeți și dumneavoastră, a început controle inopinante în spitale din țară, acolo unde descoperă nereguli, se ia imediat măsuri, eu cred că nu va tolera și va lua măsura care se cuvine. Și deci credeți că vor fi și alte măsuri? Eu așa în afară cred că probabil în urma raportului probabil vor mai fi și altele. Nu știu la ce nivel, dar probabil vor mai fi și altele. Asta este. Evident că acolo unde sunt probleme, ele trebuie, orice greșeală poate fi reparată, ele trebuie reparate și sistemul medical trebuie să fie unul cât mai bun, de care să poată bucura pacienții, cetățeanul. Până la urmă, gorjenii, românii în general, doamna Dumitrașcu, reacționează doar așa la măsuri din astea de sancțiune. Sunteți directorul unei societăți aici în Gorj, la Cărbunești. Când aveți un salariat care nu este așa cum ar trebui, sau primiți sesizări că lucrurile nu stau bine, tăiați în carne vie sau mergeți pe o variantă din asta de discuții, încercăm cu vorba bună, hai că poate, care omul familie, care, cum este bine să faci și în sistemul dumneavoastră cum lucrați, dar și în sistemul sanitar unde vorbim de viața omului. Peste tot acolo unde se lucrează cu oameni, lucrurile sunt și dificile. Și nu întâmplător spunea cineva, lucru cu omul este cel mai greu.
Evident că este o zonă care este destul de grea. Sunt oameni care înțeleg unele lucruri, alții mai puțin le înțeleg. Eu, având atâta experiență în administrația publică și lucrând 10 de ani cu oamenii, știu că tot ceea ce îi spui îl doare. Am încercat de foarte multe ori, poate nici cu vorba, să nu-l rănesc, pentru că mai degrabă și mai rău doare vorba decât dacă ai face altceva, o sancțiune, dacă o dai, cred că o primește, că oricum n-are ce face. Am încercat ca lucrurile să îi fac să înțeleagă că noi trebuie să ne facem treaba, să fim respectoși față de cetățeni, pentru că noi lucrăm cu cetățenii și lucrăm cu foarte mulți cetățeni. I-am îndemnat pe cât posibil să nu răspundă, mă rog, în teren ca peste tot mai există și nemulțumiri. Eu mi-am cerut scuze de foarte multe ori, știu că au mai greșit și mi-am cerut eu scuze în numele lor față de cetățeni. Am încercat să-i fac să înțeleagă că respectul față de cel care este în fața ta contează foarte mult. Uneori omul, chiar dacă nu-i faci un serviciu pe deplin, să spunem, satisfăcător, faptul că l-ai respectat, el te iartă. Nu, dar în momentul în care tu îi demonstrezi altfel, sigur că cetățeanul se supără. Eu am încercat pe cât posibil să fac lucrurile astfel încât cetățenii să fie mulțumiți. Poate nu am reușit în totalitate, pentru că nimeni pe acest pământ nu poate să reușească acest lucru, dar pe cât posibil, așa zic eu, pentru că având o activitate atât de vastă, nu primesc multe telefoane de nemulțumire. Sau dacă le primesc, încerc să le rezolv atât cât pot eu de urgent și de repede, încerc să mă conformez tocmai pentru a nu-l răni pe om. Cu privire la salariații mei, ei știu că eu sunt un om bun, au reușit să mă cunoască din totdeauna. Sunt eu așa puțin, firea mea și felul meu de a fi, cred că nu le permite prin poziția mea să meargă mult prea departe încât să nu respecte niște reguli ale serviciului. Și prin felul ăsta eu i-am înțeles pe dumnealor și invers dumnealor pe mine. Nu v-ați gândit să le faceți controle din astea ca doamna Pinte? Da, i-am atenționat. Foarte rar mi se întâmplă lucrul ăsta. În momentul în care eu știu, ca orice om, poate și eu mă enervez că tot omul este om. E imposibil, da? Să... Și poate atunci nu. L-am întrebat așa, sau dacă i-am spus ceva, pe mine mă doare. Imediat, în secunda următoare, mă doare dacă, eu știu, i-am spus așa pe un ton mai ridicat. Adică o decizie în felul ăsta ar fi bună, o dispoziție în felul ăsta, cum ar suna? Sigur, el nu zice nimic ca fiecare. Eu încerc să nu o aplic. Deci eu încerc să aplic regula om. Să fim oameni până la capăt, pentru că așa este corect. Funcțiile sunt efemere. Noi rămânem totuși pe mai departe în societate atât cât vom fi și să fim respectoși unii față de alții. Deci cam asta este ideea mea. Să ne întoarcem puțin și să vă spun că apreciez foarte mult situația vizitelor făcute de doamna ministru în teren. Cam așa ar trebui să aplice și alți miniștri această metodă, unde este cazul, pentru că prinde bine. Să știți că la noi, la români, lucrurile așa trebuie înfăptuite, sigur puțin. Că da. Puțin de frică, da, nu de frică, până la urmă trebuie să existe conștiință, dar dacă nu există la maxim, cineva te poate conștientiza. Și vedeți, uite, se întâmplă ca să existe printre noi și oameni care ne pot conștientiza, să punem lucrurile la punct. Și dânsa a avut partea de persoane care au fost împotriva acestor acțiuni, au existat persoane care n-au văzut rostul acestor acțiuni, dar și eu personal le agrez și consider că e un lucru foarte bun. Vă întreb și pe dumneavoastră, domnul Borcan, am văzut că astăzi în mass media domnul primar de la Bumbejiu spunea că de ce nu vin miniștrii sau doamna premieră și la UMESADU. N-am prea înțeles de ce ar trebui să facă doamna o vizită. Nu ar ști situația, ar trebui să viziteze uzina. Îmi ridicați mingea la fileu. Miniștrii și primul ministru al României vin și ei cu un program.
în ziua de, la ora de, mergem acolo, acolo și așa mai departe. Deci, exclus din punct de vedere ca primul ministru al României să fie prezent sâmbătă la uzina mecanică Sadu, primul ministru vine cu echipă. Ori știți foarte bine că accesul unitate se face în baza unor acreditări. Să zicem că ar fi timpul necesar să obținem acele acreditări, dar sâmbătă uzina mecanică Sadu este liberă. Nu se lucrează nici sâmbătă, nici duminică și cu atât mai mult este clar că doamna prim-ministru n-avea nu ce va să vizita vadă. Și în primul rând avea să vadă, dar nu era în programul dumneavoastră. Da, ce vreau să vă spun? Asta, adică vreau nu știu dacă știa sau nu știa, era, e problema dumneavoastră. Sale. Probabil doamna prim-ministru va veni atunci când vom reuși să aducem banii pe retehnologizare. Știți foarte bine și e un lucru foarte bun și îl voi spune în această seară, ca să terminăm o dată cu declarații prin prese, cu tot felul de lucruri care cred că din punct de vedere nu și-au rostul. Va veni doamna prim-ministru cu ministrul economiei probabil atunci când vom primi acești bani pe investiții, cum vom reuși acele achiziții, pentru că este normal și bine să întâmple acest lucru. De multă vreme uzina mecanică Sadu, conducerea și o echipă de ingineri profesioniști lucrează la un program, știți foarte bine. Cred că a venit momentul și vremea să primim și noi acei bani pe investiții. Este necesar, este necesar. Am avut foarte multe întâlniri cu ministrul, cu Bădălău, un om extraordinar, un om care a înțeles foarte bine situația. Am avut întâlniri specialiști de la nivel de ministere. Am adus conducerea romană în uzina mecanică Sadu. Să zic amuzat așa de toate pârghile pentru a putea obține acești bani. Avem mari promisiuni și sincer să fiu, dacă vom reuși, uzina mecanică Sadu va avea un câștig foarte mare pentru ceea ce activitate desfășurată de aici înainte, dar repet, mai întâi să obținem acești bani. E un merit al acestei unități, al acestor oameni de la ultimul muncitor până la director care s-au ocupat de aceste lucruri și să dea Dumnezeu să concretizeze și să lăsăm declarațiile la o parte, pentru că până la urmă, dacă nu vedem, trebuie să fim și șerpi la un moment dat, pentru că investiția este destul de mare și nu știu dacă se va putea realiza toată în acest an. Dar e un început și eu cred că acest lucru se va și materializa. Dacă nu se va face, există un pericol pentru nu că există viața uzinei? Nu că există un pericol, dar vreau să vă spun că, din punctul ăsta de vedere, utilajele sunt vechi. Vedeți și dumneavoastră, la nivel de Europa, apar fabrici, fabricuțe cu tehnologii moderne care poate fac ceea ce face uzina mecanică Sadu și de aceea este imperios necesar ca aceste investiții să ajungă și la uzina mecanică Sadu. Repet, ăsta este viitorul. Uzina mecanică Sadu este punctul industrial, sector economic care ține acel orășel de sub munte și nu numai, sunt zone limitrofe care vin salariați din acele comune și în situația în care nu se vor găsi soluții este totuși o problemă destul de mare. Zona este monoindustrială, trebuie dezvoltată. Evident că ea nu va mai putea, să zic așa, să tureze motoare la ceea ce a fost odată. Acolo a fost mii de salariați. Dar cred că la nivelul care este astăzi, undeva acolo, 1000 ceva de salariați poate rezista. Uzina, care... deci a avut nevoie de retehnologizare. Este CEO nevoie. Are nevoie de retehnologizare. Este nevoie și la CEO, deci sunt lucruri pe care o spun tare și răspicat că coaliția de guvernare va rezolva această problemă. S-au luat măsuri la nivel de minister, Ministerul Economiei și vă spun că sunt cifre reale, alocat pentru industria de apărare suma de 1100, dacă nu 110 milioane de lei, o sumă destul de importantă și Sadu este în cărți pentru a primi cotă parte din acea sumă. Evident că sunt și alte unități din cadrul companiei care au nevoie, cu
cum e Făgărașul, se vor continua și acolo investițiile, dar și Sadu este în cărți. Îmi place expresia asta, este în cărți, doamna Dumitrașcu. Ce trebuie să faci să fii în cărți până la urmă, ca autoritate locală? Ați condus atâta timp primăria Berlești, o primărie care încă nu și-a revenit sub noua conducere, are nevoie de investiții, nu prea se văd, drumurile sunt proaste, oamenii se plâng. Ce trebuie să faci ca să fii în cărți? Aveți un primar PNL acolo. Nu știe să joace cărți, domnul primar? Nu. Păi poate a trecut la PSD. Nu. Nu cred. Eu am auzit că în alte. Da, s-ar putea să-mi fac o surpriză, domnul Borcan, și să-mi ia. Am auzit de niște negocieri pe care domnul primar le neagă, dar am auzit. Am întrebat și mi s-a infirmat. Nu judec eu, pentru că nu sunt în măsură să fac lucrul ăsta. Eu cred că va veni timpul, știți, fiecare suntem judecați la un anumit timp. Sper că va veni timpul, fiecare va fi judecat în funcție de ce face și ce a făcut. Acum, că e mai bine, că e mai rău, vom vedea. N-aș vrea să ne referim doar la Berlești. În general, ce trebuie în general, să faci ca să fii în cărți, trebuie să existe interes. Finanțare. Deci, deci asta e primul pas. Dacă nu există interes, nu poți să intri în cărți, că nu ai cum. Păi poate omul vrea, dar... Așa, cât să pleci de acasă până la birou sau orice primar face chestia asta. Trebuie să înveți atunci cine face cărțile, să stai de vorbă cu cel care face cărțile. Asta cred că e mai important, că ceva voință cred că există din partea tuturor primarilor. Putință nu prea este. Sau undeva se rupe firul ăsta. Se mulțumesc doar că sunt în opoziție. Sau vedeți poate... dumneavoastră în administrație, pentru că am petrecut atâta amar de ani. Poate să existe bună dispoziție, bună voință, dar din totdeauna există și cealaltă parte care se ocupă de tine când vede că tu faci. Și atunci adică dacă se când ocupă cineva de tine, face, pac, apare un dosar, sigur, apare un dosar, o apare reclamație, sunt oameni care pot să ducă în față lucrurile și oameni care nu pot să le ducă. Pentru că fiecare om este unicat pe pământ. Noi nu ne asemănăm ca oameni, ne deosebim prin modul de a fi, prin modul de a gândi, prin modul de a face orice în viața lui fiecare ce poate face. Și atunci intervenind aceste lucruri, poți evolua sau te poți opri. Nu ești în măsură să analizezi pe cel din fața ta de ce poate sau de ce nu poate. Dar cel care l-a garantat și i-a garantat mandatul pentru a face ceva pentru el, pentru că eu așa cred, în momentul în care cineva are încredere în tine, tu trebuie să-i demonstrezi că poți. Iar în momentul în care îi demonstrezi de fapt altceva, vine timpul când el te reneagă. Deci scuzele nu sunt corecte, nu sunt normale într-o astfel de întotdeauna există principiul ăsta, dacă nu poți să faci ceva, dă pe cel care a fost înaintea ta. Asta este o regulă generală. Dar asta ține, tot. Știți că ține. Ține o dată, ține de două ori, ține de trei ori și pe urmă nu mai ține, pentru că nu poți să mergi la infinit. Eu nu pot să fac pentru că nu mă lasă nu știu cine. Nu pot să fac pentru că nu am bani, nu pot să fac pentru că nu sunt la putere, evident. Nu pot să dau salarii pentru că guvernul acum, nu le-a dat, adică am auzit atâtea scuze. Primarii foarte, nu foarte mulți, dar în general cei care au venit mai noi așa, a venit și această lege unitară care le-a creat niște posibilități fantastice de mărire a salariilor. Unii care... n-au avut o experiență în administrație, s-au bucurat să ajungă la coeficientul din 2022, fără să-și dea seama că, de fapt, tu nu mai poți să faci nimic în localitatea ta, absolut nimic, nici măcar să miști un deget. Bun, eu m-aș întreba de ce? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Adică trebuie să reglezi undeva lucrurile ca într-o societate, ați văzut. Dacă nu sunt bani, n-ai cu ce să faci treabă. E, mergi pe burtă așa, te tărăști. Cam așa și la primărie este timpul. S-au mulțumit să-și mărească toți salariile și nu s-au mai gândit și la și nevoile cetățenilor. Și dumneavoastră salariile s-au dus, într-adevăr. Și vreau să vă spun că mulți ani și mulți ani în urmă administrația a fost plătită prost. Deci, prin legea asta zic eu că totuși
S-a făcut trebuia o echitate. Trebuia puțin mai, mai gândit mai bine, încât să fie așa eșalonat în raport cu anii care treceau, știți? Le-a dat posibilitatea, de exemplu, unde sunt comune dezvoltate și primesc, au fonduri care vin din interior, dar cei care sunt mai pe buget de stat, vă dați seama că efectiv nu poți să te ridici la apogeu, să te duci la coeficientul din 2022, chiar dacă legea ți-a permis. Legea îți permite, dar te lasă în același timp fără alte lucruri pe care tu nu le mai poți face. Aici s-a pierdut puțin. În rest, sunt proiecte europene care trebuie să le faci, să atragi fonduri europene în localitate, sunt proiecte pe PNDL pentru care nu cred că deci, există guvernul primărie. Guvernul a dat posibilitate, fonduri dar vreau să europene vă spun că, sunt, din câte știu să eu, la nivelul județului Gorj nu există primărie, indiferent de primar, PSD, PNL, ALDE și, mă rog, PMP, alte partide politice, care să nu fi primit sub puterea PSD-ALDE din 2016 încoace pe PNDL 2 investiții. Deci nu există așa ceva. Deci toți au prins câte ceva. Toți, absolut toți. Un dispensar, o școală, un drum, apă, canalizare. Deci absolut toate primăriile din județul Gorj au intrat într-o dezvoltare. Deci nu există așa ceva. Deci au existat posibilități, poate bă, există numai pe acolo, pe unde nu s-a făcut. A existat ori o delăsare a celor care conduc. Acolo unde, din punctul meu de vedere, acolo unde primarul a uitat de problemele cetățeanului și a dus, să zic, nivelul de salarizare la maxim. Sus la maxim, este o chestie gravă. Cheltuiești banii și după care începi să țipi că nu mai ai bani de salarii, că nu ai bani de... Nu este normal să întâmple acest lucru și acel primar anul viitor va plăti. Eu cred că va pierde. Nu știu despre cine este vorba, dacă există așa ceva, dar dacă s-a întâmplat acest lucru, acel primar va pierde, va pierde alegerile. A uitat de problemele comunității. Salarizarea cât mai mare în cadrul primării, nu se poate așa ceva. Este adevărat. Vorbind de salarizare, vorbind de funcții, de faptul că avem organisme bine cotate, care sunt interesante pentru cei care fac politică, domnul Burcan, ați avut posibilitatea și nu odată, din câte știu eu și sunt de ceva timp în presă, să ajungeți într-o funcție la Consiliul Județean, pe o funcție de vicepreședinte. Acum eu zic că dacă ALDE a rămas fără un, aproape, că este pe jumătate așa, fără un vicepreședinte, eu chiar nu vă înțeleg dorința asta de a tatona terenul și de a nu accepta o astfel de funcție, deci așteptați să vină un alt membru al partidului, deși, cum ați spus la începutul emisiunii, sunteți singurul care ați rămas în sediul ăla de când știu eu, de era PC-ul. Așa, și partidele s-au tot unit, s-au tot legat și uite, acum aveți ALDE, sunteți cel mai vechi. Sincer, credeam că am să scap de această întrebare în această seară, dar nu iată puteam. Că prin grija dumneavoastră n-am scăpat. Chiar n-am înțeles ce... Doamna Suica. Nu ați vrea. Sincer, vă spun că nu am fost interesat de funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Și vă spun cu tărie astăzi că nici astăzi nu sunt interesat și nu voi merge pe funcția de vicepreședinte. Asta o spun atunci când, dacă se va finaliza, să zic așa, problemele care se confruntă actualul vicepreședinte, Mujea, care a fost, i s-a ridicat sprijinul politic și care, evident, urmează o contestație și așa mai departe până deci la finalizarea, până la finalizarea va fi de durată. Dar, repet, nu sunt interesat de această funcție. De altfel, n-am fost interesat niciodată. Nu am trăit din politică și nu trăiesc din politică. Și totuși am făcut politică, lucrez la UMESADU și sunt salarii destul de mici. Unde nu există stabilitate. Și vreau să rețineți un singur aspect. Sunt și președintele sindicatului pe platformă. N-ați fi de condamnat dacă ați accepta o astfel de funcție. Sunt președintele sindicatului pe platformă. Reprezint cu cinste colegii mei, care sunt aproape 900 de salariații astăzi. Nu-i voi părăsi. Sunt momente destul de grele pentru unitate. Vom lupta împreună. Sper să facem lucruri bune împreună la uzina mecanică SADU și vreau să-mi duc la bun sfârșit ceea ce mi-a credințat ei și cu brio. Deci, acolo unde mi-am desfășurat activitatea,
mi-am făcut datoria. Am trecut prin probleme destul de greu, auzi, la mecanică s-a dus și foarte bine, dar am avut puterea și tăria de a învinge dușmanul, am reușit un lucru extrem de important, am demonstrat tuturor că sunt un om corect și sunt un om cinstit. Nu-mi trădesc colegii, merg cu ei până la capăt și să reține și să rețină toți în această seară că sunt omul lângă oameni și omul care ajută oamenii. Deci îmi voi face datoria până la capăt. Mulțumesc. Într-un minut, așa aș vrea, doamnă, să spuneți un mesaj pentru telespectatori legat de vot. Poate combatem absenteismul care se aude pentru 26. În primul rând, îi rog pe cetățenii județului Gorj ca în data de 26 mai să iese la vot. Bineînțeles că eu îmi doresc să voteze PSD, pentru că așa este normal, dar în același timp le respect dorința, indiferent de ceea ce dumnealor vor hotărâ. Am înțeles, domnul Borcan? Așa cum spunea și colega mea, să iese la vot, să voteze cu ALDE, să obțină un proiect cât mai bun. ALDE are ce să ofere astăzi. Are un candidat la președinția României, Călin Popescu Tăriceanu, un viitor președinte. Iată, astăzi este pe locul 1 la egalitate cu Iohannis. Și să dea Dumnezeu să obținem rezultatul care l-am propus și să guvernăm împreună de aici înainte cu PSD-ul încă 4 ani de zile. Vă mulțumesc mult! Asta a fost emisiunea de astăzi. Ne revedem mâine. La revedere!